Salutare, prieteni! Ne bucurăm să fim din nou uh, împreună pentru câteva secunde uh, live. Să vă anunț că de la ora 20 avem pe Talida Tolmei cu o tolbă de, uh, de încurajări și de gânduri frumoase în această perioadă de COVID. Uh, gânduri care să vină din uh, inima ei pentru noi, dar și din partea lui Dumnezeu pentru noi. Uh, împreună ne vor. Uh, încuraja și ne vor da o nouă speranță, o nouă încredere și fără Dumnezeu nu se poate nimic. Vă aștept împreună la lumea în obiectiv în această seară cu Talida Tol, noi să povestim din nou din carantină, din zona asta de izolare a fiecăruia de pandemie și cu siguranță vom avea vești foarte, foarte, foarte frumoase și vă pregătit chiar multe lucruri. Uitați-vă și pe YouTube la mine acolo că aveți ce lua, sunt materiale impresionante, v-am postat deja dacă doriți să aflați toate materialele sau să le primiți ori de câte ori voi posta, vă îndemn la distribuire și la abonare și dați și pe clopoțel ca să vă apară toate aceste materiale pe care eu le voi pune acolo pentru voi special, pentru ca fiecare să pregustați lucrurile cele mai bune și cele mai frumoase și sănătoase pentru trup și pentru suflet. Deci, Talida Tolnai în această seară de la ora 20, cu mare drag de fiecare dată o așteptăm și suntem ochi și urechi și suflet și tot ce vreți voi ca să o avem în această seară pe Talida. Fiți pe frecvență, vă aștept! Mâine seară Cristina Dobre și Oana Mocanu ne vor încânta sufletele cu cuvintele lor de mare clasă și încurajări care de fiecare dată când au venit aici au adus realitatea așa cum este și sunt fer convins că și de în ocazia ce urmează de mâine ne vor pune pe picioare și ne vor spune haideți mai băieți la muncă și nu mai stați acasă și fiți mai, mai puternici, mai plin de viață și Veți vedea ce ne propun aceste fete. Nu vă spun nimic ce au pregătit pentru că merită să rămâneți mâine să fiți cu ochii pe noi. Știu sigur că nu veți pierde și nu veți regreta dacă ne veți urmări. Vă doresc că zile senine și fără coronavirus în viața dumneavoastră și sperăm la zile cât mai senine și să ieșim afară. Din carantină să, cred că fiecare dintre dumneavoastră dacă vreți să și vă întreb, ce faceți pentru prima dată când ieșiți din casă. Uite, întrebarea numărul 1, dacă veți avea voie ce veți face primul lucru. Ce vă doriți? E Asta o să aflăm noi. Poate că mai vin și alte persoane împreună cu noi în această ocazie de pandemie. Aș vrea de la mai multe persoane chiar să se anunțe că vor să participe la emisiune pentru ca eu să vă dau cele mai frumoase gânduri din partea lor și împreună cu ei să oferim un SOS al sufletelor și al trupului, de aceea să trimitem tot ce este bun către voi și voi către noi. Până atunci, zile frumoase, numai bine, prieteni, rămâneți cu bine, să ne auzim cu bine până la următoarea ocazie.